Proiectul privind eliminarea infecțiilor nosocomiale din secțiile Spitalului Județean Buzău a ajuns într-o nouă etapă. Consiliul Județean a adoptat în ședință extraordinară documentația și indicatorii tehnico-economice ai proiectului. Cu cele 38 de milioane de lei, sumă primită prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Spitalul Județean de Urgență Buzău trebuie să creeze condiții optime pentru reducerea riscului de infecții intraspital în toate secțiile unității. Este vorba de toate pavilioanele noastre, este vorba de pavilionul central care se află în, la Spitalul Județean în Micro 14, în celelalte din secții de, eu știu, de la Gârlaș și de la Oncologie, deci toate secțiile și pavilioanele, chiar și central și cele care sunt în alte clădiri vor beneficia de aceste îmbunătățiri. Proiectul vizează dezvoltarea infrastructurii din Spitalul Județean de Urgență Buzău, inclusiv la secțiile exterioare, prin organizarea unor izolatoare, precum și dotarea cu echipamente și materiale moderne. Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu, este de părere că, odată cu aceste modernizări, bolnavii vor beneficia pe lângă serviciile medicale și de confort. Cred eu că este un proiect care îmbunătățește, practic, actul medical, dar, în afară de acest lucru, și confortul pacienților, ca să spun așa. Spitalul Județean de Urgență Buzău asigură asistența medicală de specialitate atât spitalicească cât și ambulatorie. Unitatea dispune de 910 paturi cu spitalizare continuă și 45 cu spitalizare de o zi și are o structură organizatorică complexă. Pandemia COVID-19 a evidențiat vulnerabilitățile infrastructurii sanitare din România, mai ales în spitalele vechi cu circuite deficitare, unde controlul Rolul infecțiilor nosocomiale este deficitar cu impact asupra siguranței pacientului. În prezent, dotarea spitalului cu echipamente și materiale privind prevenirea și reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale este inferioară cu cerințele metodologiilor și actelor normative în vigoare și departe de standardele din țările europene avansate.